asta. Și haideți să adunăm 10.000 de like-uri și... Salut! Bine ați venit la cea mai tare provocare! Provocarea paharului plin tras de... Hârtia igienică! Încă nu e plin! Încă nu, dar va fi! Încă nu, că l-am vărsat deja! Salutare! Ia uitați ce ou de țară am găsit! Oh my god! Foarte tare! Wow! Și vom juca pe recompense sau pedepse! Este foarte cald afară! Da, numai bine de jucat! Gheața noastră a început să se topească! Și ce credeți, că vom mânca? Da. Nu! Toate astea vor ajunge în capul cuiva sau pe spate! Eu o să încerc să-mi pice ăsta! Nu eu! Toată lumea va vrea să câștige banul, dar cine va reuși? La cine nu se va rupe hârtia igienică? Fetelor, dar voi ce faceți aici? Nu vă puteți abține. Regulile eu jocului. Eu vreau la recompensă o înghețată. Ieșim după în oraș și mâncăm înghețată. Ce părere aveți, fetelor? Distracție după distracție. Da. Ca să vedem cum ne descurcăm, vom începe cu recompensele. Oh, da. Exersăm și apoi trecem la pedepse. Ghiciți unde o să ajungă gheața? Scrieți-le repede în comentarii. În gură sau pe spate? Dăm pedepsele deoparte, ne jucăm întâi cu recompensele. Prima regulă a jocului este: cel care trage trebuie să tragă în timp de 10 secunde. Ce? Eu credeam că... Păi nu, așa poți să te lungești o tonă. Ce vrei tu, eu credeam. Nu. Și eu sunt cel prima, fiindcă sunt cea mai mică. Haide, Teo. Stai, că nu-i umplut paharul. Aha. Vreau să piau. Cea mai interesantă regulă. Cu grijă, mami. Și asta poate să fie o recompensă. Gata. Oh my god. Așa trebuie să fie. E cu noi. Hai să și vedem. În 3, 2, 1, start. 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Și Teodora a câștigat biscuiții. Asta e, acolo ai ajuns. Dar dacă erau pedepse, Teo? Ce-i pica dacă era pedeapsă? Făină! Da, e bine, Teo! E bine! De pedeapsă? Data viitoare! Vrei pedeapsă? Data viitoare jucăm pe pedeapse! Eu nu vreau! Ia uite și machiaj frumos mi-am făcut! Poftim, Teo! Și umplem pentru Mara! Rândul Marei! În 3, 2, 1, start! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 și Mara va împărți biscuiții! Vroiam toffee! Acum rândul lui... Tati! 1 și 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, nu mai e nevoie de numărat, acolo se oprește toată lumea. Ce greu e? Aceea este pătrățica blestemată. 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. La 1 era la stringer. E adevărat, am tras. Și ia uite de unde am vărsat. Oh. Deci contează și tehnica. Tot nu e așa de plin. Acum s-a rupt. Da. Felicitări. Nu! Mulțumesc, o să fac schimb cu cine a câștigat toffee. Da. Rândul tău, Teo, hai. Zic, o să fac intenționat să se rupă acolo. Poftim, Teo, și start. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zero! Am făcut o intenționat să se rupă acolo. Da, bine,
Rândul Marei, hai Mara! Ok, să-i dăm drumul! 10, 9, 8, 7, 6, 5! Mara, n-ai rulat! Se rulează! Și mie mi-au făcut la fel și am repetat proba! Trebuie rulată acolo pe masă! Ai pierdut! Uite! Dacă o tragi, de aici a vărsat, fii atent. Da. De aici a vărsat. Și pentru că a tras-o și n-a rulat-o, a ajuns cu ea întreaga. Oricum avem nevoie. Oricum, a tras foarte repede. Așa că... Ce ți-am făcut? Am rulat prima oară și am văzut că se rupe. Atunci, din nou, Mara! 10, 9, 8, 6 și gata! Rândul meu. Și... ia să vedem ce face tati! 9, 8, 7, 6, 5, 4, no, tati, rulează! Dăm deru! A picat mai mult, dar nu știu de unde s-a picat. Da, da, e după jumătate. Da, e după jumătate. Rândul meu! Și după ce terminăm toate astea, faceți cu păinei! Acolo nu o să-mi doresc așa tare să fie rândul meu. Eu vreau, doamne, de multe ori. Decât ca să câștig acea 100 de lei și să o fac la toți cinste cu înghețată. Nu, tu, eu o să câștig banul. Da, acum ai câștigat și acum ciocolata. Faci schimb, nu? Da. Începe. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0! Bravo, mami! Am câștigat! Luminați un numărat până la 1! Mara mereu e o ofticoasă! Fica sumea! Al meu! It's mine! Împărțim toate dulciurile! A mai rămas doar această pungă de pufuleț pe care i-o dăm Brianei! Poftim, Ri! Gata, era cu ei! Da, un mare! Pentru că mama are două, îi va da una mare! Și acum să vedem la cine pică! Mălaiul, făina, frisca, gheața, ce mai e? Ouăle! Ouăle și ce e? 100 de lei! Eu! Sunt cea mai bucuroasă, fiindcă mă leu că n-ai noastră cu de-astea! Hai, mami, eu hai! Hai să pregătim scena! Eu nu vreau să mă murdăresc! Și atenție! Pedepse avem din belșug, făină avem un beci! Așa că nu contează de câte ori nimeriți la făină! Veți avea fața acoperită! Și acum să înceapă adevăratul joc! De orice pedeapsă sau recompensă va primi. Haide, Teo! Nu, păina, te rog, dumnele mele! Ușor, că bate de vântul. Ce în față? Da! Și în 3, 2, 1, start! 10, 9, 8, 7, 6, păina! Și acum, Teo! Primește făină în cap! Ia să-mi găsta, Teodora! Ți-am pus deja! Ura și Bri! Poc! Am pus mai multă ca la Teo! Bun, tati! Umple sucul, rândul marei! Nu, nu umple! Începem! 10, 9, 8, 7, 6, 5! Frișcă în față! Eu nu am vrut făină că se lipește de fapt. Și scuturăm! În față, nu cap, că nu vreau să fac baie! În cap! În față! 3, 2, 1 și... Hai că e bună frișca. Ia, e bună, suflă. Și pedeapsă îndeplinită. Stai, Teo, nu mai murdări mânji pe ochi, da? Nu, te nu, nu. Ce faci, Bri? Nu, 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 nu. De ce te faci tot una de făină? Iana vrea și ea să intre în jocul nostru, pentru că e prea mică și nu poate participa. Se pedepsește singură. Eu vreau să-ți spargi eu un cap, că urmă să arăte și... Tati!
toate! Blin! Așa, da, tati? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 și gheață pe tati! Asta e o cată de gheață și eu ce trebuie să fac cu ea? Ne o dai nouă, tati! Și noi hotărâm ce facem cu ea! Și gheața ajunge... pe tricou! Gata! Și l-au chinuit destul pe tati! Și... stai să iau... ultima încercare pentru acest joc! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Era 0! Era 0! Eu mă pregătesc să sar gardul ca să pot să fac cu banii. Și? Ce-a fost cea mai tare? Victorie! Banii sunt ai mei! Și cam asta a fost joaca noastră. Dacă vrei să vedeți în noi episoade, poate ne vom sparge ouă în cap, vom inversa locul ingredientelor și mălaiul și ouăle vor veni undeva la mijloc, astfel încât să pice cuiva. Haideți să adunăm 10.000 de like-uri și repetăm! Până data viitoare vă spunem la revedere și v-am pupat!